Anul nou, o șansă nouă, de Simeon Marțian. Mușcând răbojul vremii implacabil, cu semne ce statornicesc hotar, trece numerotat, irepetabil, încă un an prin foi de calendar. Venind din neguri, dispărând în ceață, ca tainele potecilor de vânt, el e felie în porția de viață pe care o trăim noi pe pământ. Această porție ce fiecare o savurăm puțin câte puțin, e pentru noi vremea hotărătoare când pentru veșnicii ne pregătim. E vremea luptei împotriva firii, a împotrivirii oricărui păcat sau, înșelați de el, supuși orbirii, nu mai luptăm, ci am capitulat. Această porție de existență, în strai teluric, incomod și greu, nu are alt scop, altă valență, decât a ne împăca cu Dumnezeu. De aceea, când vezi zilele, petale căzând pe rând din cercul corolar, gândește-te la scopul vieții tale și meditează lângă calendar. Fă un bilanț și cântărește bine, privind în urmă anul ce s-a dus. Și vezi cât ai făcut doar pentru tine și cât te-ai străduit pentru Isus. Iar dacă rezultatul e lamentabil, nu dispera. Privește noul an ca pe un dar dumnezeiesc, mirabil, o nouă șansă pentru Canaan. Și mulțumind cu toată umilința pentru divinul, minunatul dar, începe noul an cu juruința de a te dărui lui Dumnezeu plenar.